Deputatul Nicușor Dan a anunțat că va da radet în judecată pentru că refuză să comunice informații referitoare la avariile de la rețeaua de termoficare. De mult timp, pe pagina mea de Facebook, cetățenii mi-au sesizat că au avarii din cauza radet, adică nu li se furnizează agent termic, totuși tipul acesta de avarii nu apare în lista de avarii a radet. Și atunci am făcut sistematic lucrul ăsta, am invitat cetățenii să... Am creat o hartă online, harta frigului Radet, am numit-o, și am invitat cetățenii să scrie ei singuri avarii de pe care le au zilnic și am comparat asta cu ce publica Radet pe pagina lor și am văzut că avariile erau mult mai multe decât cele pe care Radet le raporta. Și atunci, ca să fac o chestiune sistematică, am făcut o solicitare oficială către Radet să spună care sunt toate avariile pe care le-a remediat în ultimul interval de timp. Și în loc ca Radet să-mi dea un răspuns tehnic cu o listă cu toate avariile pe care ei le-au avut, mi-a trimis în replică un comunicat al doamnei primar Gabriela Firea despre ce vrea să facă domnia sa în viitor. Nu în trecut ceea ce am cerut eu. Și atunci față de acest de lipsa unui răspuns la o cerere de informații publice, nu pot decât să mă adresez instanței ca să aflu în sfârșit, oficial, care sunt toate reparațiile pe care le-au avut ei în această iarnă. A declarat deputatul Nicușor Dan pentru București TV.